Am ajuns și la desertul din Joia Mare, care o să fie un desert tot de post și care se face foarte, foarte, foarte rapid. E vorba de trufe din smochine. Și pentru asta, Banto, tu ai foarte mult... Foarte mult tuș. Pentru asta, să revenim, Banto, tu ai de dat astea aici. Prin... Da. Bun. Așa. Ok. Smochinele le dăm prin blender, așa cu totul, cum sunt fără sâmburi. Eu fac pentru că vreau să mănânc, că nu am mâncat niciodată. Da. Da, și ai mâncat și pastre. Recunoaște că pastre ai zis că au fost cele mai bune din viața ta. Delicioasă. Să spun și la soția să mă facă aproape fiecare zi. Aproape dar din când în când să mai pună și carne. Aproape în fiecare zi. Așa. Păi știu că și Andrei îi place leur, da? Așa că la voi în casă se mănâncă leurdă. Și îți face pesto, una, două ai mâncat. Hai! Asta chiar e mișto. Trebuie să cumpăr un de asta acasă, mă. Așa, stop. Punem și migdalele. Să vezi foarte tare. Ce bine miroase. Mamă. Asta să fie tare bun. Simt. Da. Simt eu. Să punem și miere. Trei linguri de miere. Asta e sănătos pentru gâtul. Da. Și o lingă. Păi de-aia, în pauză tot am luat. Și limba. Acum mai am... Dacă vreți să nu se întâmple așa, da. Adică să se lipească mierea de vas, trebuie să ungeți vasul înainte cu un pic de ulei. Știi? Și atunci nu se mai lipește mierea deloc. Așa. Încă o chestie pe care nu. Încă o chestie. Așa. Un pic de esență de mai am timp să învăț. Ai văzut? Hai. Un pic de cacao. Cacao. Și un pic de o priză așa de scorțișoară. Scorțișoară. Canela. Așa, canela, exact. Și acum le mixăm iar pe toate împreună, să mă spăl de scorțișoară. Super! Vedem. Oh, mai încă un pic. Da? Încă un pic și gata. Sau nu super, prost. Super! 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 De data asta, da! Super. Acum, recunosc că este super! Hai să punem aici în boluț, fără... A, așa... Super! E super! Pogolești acolo? Da! Bună! Aici în bol? Da! Sigur! Sigur că are foarte multe calorii! Deci, doamne, doamne, care face minuni lui Banto și ridică oamenii din scaun cu rotile după ce Banto le dă 10 lei, îi vorbește și în cască și îl întreabă dacă are foarte multe calorii prăjitura. Și, într-adevăr, are ceva calorii, pentru că, în general, fructele uscate, nu mai râde, fructele uscate au, confiate, au destul de multe calorii și are și mierea calorii, dar asta nu înseamnă că nu este un desert sănătos. Pentru că este, pentru că n-are făină, pentru că... Da, da, foarte sănătos. Așa, așa, acum fii atent. În boluț o să punem un pic de apă. Să vezi cum se procedează. Pentru cantități mai mari puteți să... Pentru mai multe... ca să vă iasă mai multe trufe, puteți să dublați cantitățile. La noi nu e cazul, că suntem numai noi doi. Câte să și faci. Așa. Restul echipei nu mai primește nimic pentru că au mâncat toate pastele. Am fiert 500 de grame, le-au mâncat pe toate să fie sănătoși. Și acum, îți umezești un pic degetele așa. Așa. Și luăm câte un picuț din treaba asta. Așa. Băi, asta și face le... aproape ca... Mai se minte că mi-am spus eu la de... Brigadierul. Da, 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 da. Exact. Vezi? Exact. Și eu. Uite. Cu ambrozia n-am numerit-o, dar... Și le dăm, uite, așa, prin zahăr. Exact așa. Și le punem aici frumușel. Ia uite ce bine arată. Nu-s drăguțe? Și să vezi ce bune îs. Dar ce, n-are ce să fie rău. Uite la el cum face el, ca un om mare. Și le putem da prin nucă de cocos, prin fistic măcinat, prin nuci tocate, prin absolut orice. Uite.
Noi acum le dăm prin zahăr. Le puteți da prin zahăr brun, prin demerara, care e așa mai mare. Așa. Și din când în când să vă mai spălați pe mânuțe să nu... Să puteți rula mai ușor. Deci bani toți a plictisit și s-a gândit să le facă. Băi, eu zic să facem din tot ăsta, facem un gogolot atâta. Știi cum zici? Și ce mai puteți face e să puneți în compoziție, să puneți rahat, să puneți stafide și să rulați toată chestia asta ca pe un salam de biscuiți. Știi? Facem așa o ruladă, se dă la rece și după aceea se poate felia foarte ușor. Nu e neapărat să fie sub formă de biluțe, știi? Serios? Da. Așa. Și dacă tot am făcut un desert de post pentru Joia Mare, să nu uităm că râdem noi și glumim, dar Joia Mare e o sărbătoare sfântă și în ziua asta se înroșesc ouăle, așa cum le-am înroșit și noi. Le avem aici și o să dăm cioc cu ele duminică. Ce frumos! Da, așa, mai artistice un picuț. Așa că astăzi puteți să vopsiți ouă. Și apropo de vopsitul ouălor, să vă spun cum puteți vopsi ouăle în mod natural. Asta în caz că vă interesează. Pentru ouă albastre, fierbeți ouăle împreună cu varză roșie. Varza, serios, deci apa în care fierbe varza roșie se colorează albastru. Așa, asta e pigmentul care rămâne. Da, eu te-am zis așa ciudat la tine, pentru că la mine nu am tradiția asta. Dar nu, îmi dau seama, când începe să se uite așa la mine, parcă aș vorbi chineză. Deci, cu varză roșie facem ouă albastre, cu cardamom sau turmeric, cum vreți să-i spuneți, sau curcuma, facem ouăle galbene și cu sfeclă facem ouăle roz. Asta e cea mai... varianta fără niciun fel de chimicale. Și ce mai putem face? Clasicele cu cos de ceapă, pe alea le știi? Cu pui în ceapă, adică pui să fiarbă... Știi să le combinezi culori? Știi? Cu ceapă. Ah, nu, nu știu. Da, eu am înțeles, mi-am dat... Nu, eu te-am întrebat, ceva. Ce m-ai întrebat? Ca să știu să colorez eu? Nu, da, că zici să le combinezi culorile. Nu. Să te fac culori, nu știu, pentru că eu nu știu. A, știu că, adică știu că din verde și din albastru și din galben iasă verde, tu știi? Uite, nu știu. Nu știu, dar să colorezi cu ceapă, știi? Știi că ceapa roșie, dacă iei astea, frunzele de la, cojile de la ceapa roșie, le fierbi și după aia iei ou, fierbi un ou, iei așa cum e el, culoarea naturală, îl bagi într-un ciorap, într-un dres, îl legi așa și pui o plantă, o frunză de trifoi, o ciofi și o fierbi în apa aia de pe cozile de ceapă și se face ou roșu frumos și gata cu model. Vezi? Câte te-am învățat, Doamne, nu știu, fără mine, nu știu. Zău. Nimic. Așa. Dai să aduc și un platoaș, să le punem frumușel. Uite, așa. Uite ce drăguțe sunt. Nici n-ai zice că e desert de post, așa-i? Asta imensă, cred că ai făcut-o special pentru domnul Tămaș, că astăzi nu știu ce s-a votat, un plutarta l-a refuzat. Totul pentru domnul Tămaș. Așa. Și cam asta e. Poți să zici că n-arată frumos? Arată. Arată. Tot ce facem noi aici arată frumos. Bineînțeles. Bun și gustos. Asta le mâncăm noi. Delicios. Cioc. Poftă bună. Poftă mare. Mi-a făcut și eu un pic albul la mână. Uite. Cum e? Foarte bună. Așa e că e bună? Delicios. Poftă bună să aveți. Sărbători fericite. Ingredientele de care aveți nevoie pentru trufele din smochine sunt următoarele: 150 de grame smochine, 3 linguri de miere, 2 linguri cacao amară, o jumătate de linguriță de scorțișoară, o lingură coajă de portocală, 50 de grame de migdale, o jumătate de linguriță esență de migdale, 170 de grame de zahăr.
vedete, vedete. Avem orice rețetă, îți poftești.